Bună ziua, bine v-am regăsit. Sunt Teodora Tompea, vă mulțumesc că sunteți alături de noi la Planeta Ești Tu, singura emisiune dedicată schimbărilor climatice. Haideți să vedem subiectul ediției. Ne propunem astăzi să vă aducem și mai mult în atenție anomaliile climatice din ultima perioadă, lucruri pe care le-am trăit cu toții. În ultima săptămână, România a trecut brusc de la un record istoric de peste 20 de grade în mijlocul lunii ianuarie, la temperaturi sub 0 grade în mare parte din țară. Este cel mai apropiat exemplu pe care îl avem la îndemână ca să explicăm schimbările climatice. Statele Unite au avut un adevărat uragan de zăpadă la sfârșitul anului trecut, ca mai apoi state întregi să fie cuprinse de inundații. Iar acum s-au instalat din nou zăpezile. Italia și Croația au fost și ele printre țările în care zăpada a făcut probleme uriașe, comunități întregi rămase fără curent, mașini blocate în nămeți, industrii întregi blocate și ele. Și culmea, a nins în zone deșertice, în Algeria, acolo unde poate nu este o premieră, dar cu siguranță nu este nicio obișnuință. Și culmea, nu zăpada este fenomenul problem aici, ci valurile de căldură sunt anomaliile care ne dau tot mai mult viața peste cap. Spuneam în repetate rânduri că o vreme frumoasă pentru luna ianuarie presupune frig, zăpadă, precipitații. La fel cum o vreme frumoasă pentru lunile de vară sau toamnă înseamnă ploi abundente. Anomaliile climatice sunt tot mai frecvente pe măsură ce planeta se încălzește tot mai mult, însă e bine să înțelegem ce declanșează aceste modificări în privința vremii. Mare parte din ciudățeniile care se întâmplă în privința climei sunt cauzate de fenomenul El Niño, care are loc în zona de sud tropicală a Oceanului Pacific. Fenomenul explicat pe larg este simplu. Apa oceanului se încălzește la suprafață și se produce o deplasare a curenților și a apei dinspre vest spre est. De aici apar și numeroase furtuni sau inundații. Multe din anomaliile climatice din întreaga lume sunt generate de acest fenomen, iar revenirea la normalitate este cunoscută drept La Niña, atunci când apele se răcesc. Sunt numeroși climatologi care susțin că din cauza El Niño, la nivel global, sunt tot mai intens modificări în circulația atmosferică. Multe din bolile periculoase și greu de eradicat sunt tot mai frecvente și chiar dispar foarte multe plante și animale. America de Sud, direct afectată de anomaliile climatice, are parte tot mai mult de scăderea presiunii atmosferice și inclusiv de perioade foarte umede, în care precipitațiile sunt foarte intense, iar specialiștii vorbesc despre faptul că nu putem să ne așteptăm la două manifestări El Niño, astfel că nu poate fi prezis cu un an înainte ce urmează din punct de vedere climatic. Vremea extremă tinde să devină noua normalitate, perioade tot mai lungi de secetă, inundații istorice, ninsori în regiuni în care acest lucru era de neconceput. Iată câteva exemple ale efectelor schimbărilor climatice. Drept dovadă și această iarnă prea blândă în multe regiuni europene. Asta în timp ce America de Nord a fost lovită de furtunii de zăpadă și ger teribil. There are some things that will be made more extreme thanks to climate change, wetter storm systems, more drought at times, stronger hurricanes, and perhaps, like we said, bigger flood events ultimately. Aceleași schimbări climatice transformă regiuni întregi în peisaje de nerecunoscut, lucru imposibil dacă nu ar fi fost încălzirea climei. Zone tot mai întinse sunt pârjolite de incendii, altele devin de nelocuit din cauza inundațiilor, tornadelor sau uraganelor. About 30 times more likely that we had that heat wave than we would have had without climate change. Există anumite zone care vor continua să fie afectate mai intens, de exemplu cele de coastă din vestul Europei, predispuse inundațiilor. Dar situația se anunță cu adevărat îngrijorătoare în alte regiuni. Those parts of the globe which will suffer the most and the soonest are not those parts of the globe which have actually loaded all those carbon dioxide in the atmosphere. The parts that will suffer the most are those around the equator. Once you've crossed the tipping point, that's it, you've triggered a catastrophic change. It's going to carry on getting even hotter. Toate acestea vor face ca regiuni întinse ale planetei să devină de nelocuit, lucru care va duce, spun specialiștii, la migrații uriașe și probleme socio-economice.
După temperaturi nefirești de mari pentru luna ianuarie, iarna a lovit violent în multe zone ale lumii. Ninsorile abundente au paralizat aproape jumătate din Italia săptămâna aceasta. A căzut atât de multă zăpadă încât mașinile au rămas blocate, iar școlile au fost închise. Nămeții au blocat și pe croații, dar și pe japonezi, care s-au confruntat cu o puternică furtună de zăpadă și cu cele mai mici temperaturi din ultimul deceniu. Vero disastro. Alberi spezzati e macchine completamente sepolte, manca l'energia elettrica e la situazione è destinata a peggiorare con la neve che continuerà a cadere ininterrottamente anche per le prossime 4-5 ore. Ce este ceața înghețată cu care s-au confruntat britanicii și în ce condiții se formează, ne explică în momentele următoare Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme. Ceața nu e un fenomen neobișnuit în Marea Britanie. De obicei, în timpul toamnei, chiar și primăvară, iarnă, avem ceață în zona respectivă. Acum avem temperaturi foarte scăzute și în acest motiv se formează acest gen de ceață, care nu e neapărat rar, dar necesită niște condiții precise. Spunem așa, e un tip de ceață care se formează ca orice tip de ceață. Practic, avem încălzirea de la soare, radiația care încălzește suprafața terestră, în condițiile în care în zona respectivă există foarte multă umiditate. În timpul nopții, pământul la rândul lui emite această căldură pe care a acumulat-o în timpul zilei și pentru că în zona respectivă nu am avut nori, această căldură se degaje către straturile superioare, scade temperatura și în momentul ăsta se formează picăturile foarte fine de apă care reprezintă de fapt ceața. Acum, în zona respectivă, având temperaturi negative, ceața aceasta ajunge să aibă, să fie în condiții de temperaturi, eu știu, sub minus 0 grade, sub minus 1 grad. Practic, ar trebui ca picăturile respective să înghețe, picăturile de ceață, însă ele nu îngheață, apa devine ceea ce noi numim apă suprarăcită. Dar însă dacă întâlnești o suprafață, eu știu, crengile unui copac, de exemplu... Sau ce vedem în imagine acum. Exact. Sau firele de iarbă. Atunci ceea ce se întâmplă este că acestea acționează ca un nucleu de înghețare, iar particulele acestea, picăturile suprarăcite, ajung să înghețe. Se formează o suprafață de gheață albicioasă, așa, în zonele respective. Există o problemă destul de mare cu acest tip de ceață dacă se depune pe suprafețe, pe drumuri sau pe șosele, pentru că se depune un strat foarte fin și el nu este întotdeauna vizibil. De altfel, în Statele Unite se numește și black ice, pentru că nu-ți dai seama dacă zona respectivă este sau nu acoperită de ceață și atunci este un pericol suplimentar, în afară de reducerea extremă a vizibilității în cazurile acestea cu ceață și cu ceață înghețată. Și pentru că spuneam că și poluarea este accentuată, apropo de particulele care rămân mai mult în suspensie, cum funcționează? Știu că am mai discutat de-a lungul timpului exact cum stau particulele de praf sau cele emise sau cele care sunt rezultate în urma emisiilor de la mașini, dar dacă am putea să reluăm puțin explicația ca să înțelegem de unde și pericolul? În afară de răcirea aceasta accentuată în zona respectivă, există și un fenomen care se numește inversiune termică. Asta înseamnă că pe măsură ce urcăm în atmosferă, temperatura crește.
o situație inversă decât cea normală, pentru că ne așteptăm pe măsură ce urcăm în atmosferă, temperatura să scadă. Este, dacă vreți, o analogie echivalentă cu a avea un capac deasupra unei suprafețe de apă care fierbe și practic blocăm acei vapori de apă să se miște pe verticală. La fel se întâmplă și în acest caz. Tot ce înseamnă mișcări verticale sunt suprimate de această inversiune termică, orice înseamnă mișcări turbulente de la suprafață către altitudine. Ceea ce înseamnă că toate particulele acestea rezultate din poluare, din emisii, rămân în zona respectivă. Nu mai sunt diluate sau transportate în alte regiuni. Și atunci, într-o situație de inversiune, lucrurile sunt ținute ca sub un capac, ceea ce înseamnă că avem o acumulare de poluare în zona respectivă. Și atunci, pentru acest motiv, a fost emis și o avertizare de poluare. Un fenomen pe care l-am observat cu toții în ultimii ani are acum o explicație de la cercetători: de ce nu mai vedem stelele pe cer. De vină este poluarea luminoasă din orașe, numărul corpurilor cerești pe care le putem observa cu ochiul liber s-a redus dramatic în ultimul deceniu, potrivit unui studiu. Iar acest tip de poluare nu doar că ne fură stelele, dar are efecte asupra sănătății noastre și afectează și comportamentul animalelor nocturne. Something that until relatively recently, thing that was a shared experience across everyone around the world, this going out and seeing stars at nighttime. It's also a symbol and a reminder that the way we are lighting is relatively wasteful, and that we don't seem to be getting better at it. At which light pollution is growing throughout the world is much faster than we previously appreciated. It's a bigger environmental stressor than I think we've appreciated up to this point, and the concerns are very real. Energia curată câștigă tot mai mult teren în Europa, drept dovadă Marea Britanie, care anul trecut a produs o cantitate record de energie eoliană. Va fi nevoie însă de investiții serioase pentru ca regatul să-și atingă obiectivul de a ajunge până în 2050 la zero emisii. Is the way going forward. It's a great signal and a great support to accelerating the energy transition. Whether it's nuclear or offshore wind or onshore wind,
We've got to electrify society. It's the way we escape, the way we make this the last fossil fuel crisis the UK has to suffer. Suedia a făcut o descoperire extrem de importantă pentru tranziția către energia verde. Cel mai mare zăcământ de metale rare din Europa a fost găsit în nordul îndepărtat. Se întâmplă într-o perioadă în care lumea încearcă să reducă pe cât posibil dependența de Rusia sau China. De ce sunt atât de importante metalele rare? Pentru că sunt de fapt materii prime cruciale în tehnologie, în special pentru producția de mașini electrice și turbine eoliene. By far the largest deposit of REEs in Europe. Total vital for our transformation from combustion engines to electric engines. For Sweden and for the whole of the European Union. It is a significant happening which can play a key role in securing a green transition within the EU. Is it possible to combine economic growth while at the same time reaching high set climate goals? And I say the answer is yes. But critical minerals are essential for this transition. Un cuplu din Statele Unite și-a construit o casă care nu poluează și e făcută din materiale refolosite. Locuința are nevoie de puțină energie pentru încălzire și răcire și este dotată cu accesorii care permit un consum redus de apă. Iată un nou exemplu de schimbări pe care le putem face pentru a salva planeta. We wanted to see if we can incorporate as many used materials in the project, but also being energy efficient and water efficient, so that we can find special appliances so that we're using less water and windows that are super well insulated. The whole concept was about being very efficient and more sustainable. And we have our indoor composter here, and here's our compost bucket, which is recessed in the counter. We don't throw any food waste out in the garbage, so we compost on site here, and then we take the compost and put it around our trees and our garden. This is our favorite feature, the bathroom toilet sink combo. Typically clean water, and just basically wash your hands, you rinse them here, and then next time you flush, that we're reusing that water here. So a nice thing about this too is the soap we use helps clean the toilet bowl. We haven't taken a lot of trees down, we get a lot of shade here, but I could see putting up a couple of solar panels to conserve water, to capture rainwater. I drop this end down a little bit so all the flat roof deck water comes this way instead of off the sides or the back. So we pretty well capture all the rainwater that falls, and then this is how we water our trees and plants around here.
În zonele unde apa este o resursă limitată, fermierii apelează la soluții inedite pentru a face agricultură. În Cisjordania, un bărbat și-a făcut un sistem acvatic vertical și reutilizează apa cu care își irigă culturile de căpșuni. A găsit o variantă neobișnuită și pentru solul în care cresc plantele. E făcut din cărbune. الزراعة بنظام الأكوابونيك اللي هو نظام الزراعة المائي المعلق مع وجود خزان يحتوي على أسماك نقوم بتربيتها طبعا ونستفيد منها نظام زراعة الأكوابونيك بيقلل من هدر المياه لأنه احنا نروي النباتات وترجع المي الزايدة على الخزان أو على البئر أولاً حكينا ميزات كثيرة لكن بنضيف عليها إنه بتبعد الأمراض الفطرية بتحافظ على جذور النبتة وسلامتها يعني ما بعانيش هون الحمد لله رب العالمين من حشرات تواجد على النبات Vestea bună a planetei vine de la o cercetătoare din Finlanda care reușește să transforme algele într-un înlocuitor pentru plastic. Din Caraibe până în Marea Baltică, aceste plante s-au înmulțit foarte mult și sufocă viața subacvatică. Provoacă o scădere a calității apei, blochează lumina și lasă viețuitoarele fără oxigen. Biochimista finlandeză transformă algele și în ingrediente folosite, printre altele, la cosmetice și produse alimentare. A reușit să facă inclusiv detergenți, hrană pentru animale și chiar ambalaje care înlocuiesc plasticul. Proiectul a primit fonduri din partea Uniunii Europene, iar materia primă e adusă din Marea Baltică și Caraibe, regiune în care în fiecare an apele sunt acoperite de 25 de milioane de tone de alge. Aici se încheie o nouă ediție Planeta Ești Tu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Până data viitoare, dacă aveți subiecte de idei sau invitați, puteți să ne scrieți pe pagina de Instagram a emisiunii. Și haideți să avem cu toții grijă de planeta noastră!